Evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi, o recomandare pe care o știu deja toți românii și de care mulți țin cont, face greu de crezut că atunci când consumi un tip bun de sare, în mod controlat, îți face bine. Contrar așteptărilor majorității, un pahar de apă cu sare băut dimineața timp de 7 zile are efecte benefice asupra organismului. Nu consumul de sare trebuie să fie evitat, ci excesul, iar tipul de sare consumată contează foarte mult atunci când ne preocupă efectele pe care le are asupra sănătății noastre. Este de evitat sarea rafinată pentru că și-a pierdut mineralele necesare. Sarea în stare cât mai pură, nerafinată, este cea care face minuni în procesul de detoxifiere și de digestie. Printre efectele benefice ale consumului de apă cu sare se numără și încetinirea procesului de absorbție a apei, fiind un aspect care ajută foarte mult la digestie pentru că stimulează enzimele și acizii care descompun produsele alimentare. Consumați apă cu sare înainte de micul dejun timp de 7 zile la rând. Trebuie să faceți o soluție de 1-2 lingurițe la un pahar de apă și să beți întotdeauna pe stomacul gol. În cele 7 zile va detoxifia organismul, va stabili nivelul de hidratare și va îmbunătăți digestia simțitor, relatează spynews.ro.